Haideți să ne ridicăm cu toată biserica în picioare. E o binecuvântare să fiu în mijlocul dumneavoastră și am avut și ieri o zi binecuvântată pentru că împreună cu frații slujitori și cu familiile care au participat la seminarul biblic ne-am ațintit privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce face diferența este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să deschideți Scriptura la Coloseni, capitolul 3, pagina în Biblie 1156. Voi da citire de la versetul 1 până la versetul 4, apoi de la versetul 12 până la versetul 16. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Dacă, deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, întăriți-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântându lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vin în mijlocul dumneavoastră din Suceava, o localitate care se află la granița cu Ucraina. Știți deja de ceva vreme, chiar mulți dintre frații din Ucraina și mulți din locuitorii de acolo aleg să treacă prin Suceava, unii vin spre Europa, alții se opresc acolo, îi vedem de multe ori prin oraș, dar ne spuneau frații care călătoreau spre Ucraina, zona de conflict, că mulți dintre frații noștri și locuitori de acolo încă au rămas în acea zonă și se ascund, fie în zone mai sigure, fie în subsoluri, pentru a-și proteja viața. Însă, cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne arată că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este zona cea mai sigură, cu Hristos în Dumnezeu. Viața noastră este protejată, fiind ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Realitatea este că trăim într-o lume care este plină de pericole. Pericole care pot fi pentru integritatea ființei noastre, dar cele mai mari pericole sunt acele pericole care sunt pentru sufletul nostru. Și acestea le întâlnim la fiecare pas, acestea le întâlnim în orice decizie pe care o luăm pentru viitorul nostru. Și chiar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul,
Dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Iată avertismentul Scripturii care este pe cât se poate de grav, pe atât de real. Credincioșii sunt într-un pericol pentru că au un dușman. Credincioșii sunt în pericol pentru că cineva este care urlă pentru sufletele noastre. Dar viața noastră este în zona cea mai sigură, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Avem protecție fizică, avem protecție spirituală și psihică și emoțională întru totul doar în Dumnezeu. Ce înseamnă că viața noastră este ascunsă în Dumnezeu? Înseamnă că noi suntem în Iisus Hristos și Hristos este în noi. Este o asociere care este cu Domnul Iisus Hristos. Ce frumos este ca viața ta fiind ascunsă în Hristos, oamenii să privească la tine și să nu mai vadă o viață păcătoasă, ci să-L vadă pe Iisus Hristos. Să nu mai vadă o viață care este condusă poate de scopuri și de situații de pe acest pământ, ci este în Iisus Hristos. De ce? Pentru că voi ați murit, spune aici Apostolul Pavel prin cuvântul lui Dumnezeu, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi am murit față de viața veche, participăm în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, am fost eliberați de sub puterea spirituală a vrășmașului și acum suntem în Domnul Iisus Hristos. Dar ce implicații sunt? Dacă viața noastră este în Domnul Iisus Hristos, noi suntem antrenați într-o luptă spirituală zilnică. Și o primă dovadă, ceva ascuns, pentru a fi demonstrat, trebuie să aibă dovezi. Dacă viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, vei căuta diferit decât lumea în care trăiești. Și uitați-vă, deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Umblarea noastră pe acest pământ se direcționează după lucrurile care se află nu pe acest pământ, ci lucrurile care se află în ceruri, lucrurile care sunt de sus. Prioritățile unui credincios care îl are pe Hristos nu mai sunt prioritățile lumii acesteia, ci sunt lucrurile de sus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Prioritățile credincioșilor este împărăția Domnului. Multe priviri în aceste zile sunt ațintite către Marea Britanie, către Anglia, unde este o trecere din viața aceasta aceei care a fost regină și preluarea tronului de către un rege. Dar ce-ar fi ca privirile de pe întreg pământul să fie ațintite către regele regilor, către regele ceresc. Pentru că umblarea după lucrurile de sus te face să-ți ațintești privirile spre cer și să-L vezi pe regele, pe Domnul Iisus Hristos care șade la dreapta lui Dumnezeu. Ce frumos este să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos înălțat la cer. Cel care a venit pe pământ întrupat, a luat chip de om, a suportat slăbiciunile noastre, a trecut prin aceleași provocări și ispite, prin aceleași situații precum și noi, dar a ieșit mai mult decât biruitor, domnește în ceruri și pe pământ și nu numai atât, ci mijlocește pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. În tradițiile evreiești, numai Dumnezeu stă așezat în cer, în timp ce îngerii care îi sunt subordonați stau în picioare înaintea Lui. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Această
arată autoritatea pe care o are Iisus Hristos sus în cer și pe pământ. Aceeași autoritate o are și în viața ta? Domnește Iisus Hristos peste inima ta? Domnește Iisus Hristos peste întreaga ta ființă, peste căutarea ta, peste umblarea ta de zi cu zi? Pentru că atunci când Hristos domnește, de fapt, vei fi gata să cauți lucrurile de sus. Privind la viața Domnului Iisus Hristos atunci când a fost pe pământ, îl vedem pe Iisus Hristos care se oprește în dreptul celui care era bolnav și dă vindecare. În dreptul celor care erau robiți de duhuri necurate și aceștia sunt eliberați. Și la un moment dat, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Prin Domnul Iisus Hristos, bucuriile cerului au inundat viacul acesta și noi suntem parte prin părtășia bisericii la binecuvântările ce ne așteaptă sus în cer. Când cauți biserica, de fapt cauți lucrurile de sus. Când cauți rugăciunea, de fapt cauți lucrurile de sus. Când cauți să fii în părtășie cu ceilalți, tu de fapt umbli după lucrurile de sus. Doamne, ajută-ne să căutăm lucrurile de sus. Pentru că atunci când căutăm lucrurile de sus, îl vedem pe Hristos domnind peste univers, dar îl lăsăm să domnească și în viața noastră. Doamne, preia Tu controlul vieții mele. Nu sunt capabil să-mi controlez viața prin mine însumi, cu privire la cer și la destinația care este Dumnezeu. Dar atunci când El domnește în viața mea, umblarea mea și căutările mele devin voia lui Dumnezeu în viața mea. Prioritățile mele se încadrează în planul perfect, desăvârșit și plăcut al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. La un moment dat, Dumnezeu mi-a dat harul să, împreună cu un grup de tineri, să ajungem la mai multe familii de credincioși din zona noastră a Bucovinei, cu gândul că generația tânără nu mai are o trăire a experiențelor cu Dumnezeu. Am zis, mulți dintre credincioșii care au avut o viață frumoasă cu Domnul se duc acasă la Domnul. Și odată cu aceștia pleacă și mărturiile frumoase pe care le-au avut în viață. Într-o zi mi-a fost dat harul să ajung într-o casă unde o soră povestea că la un moment dat a început să simtă niște dureri deosebite de cap, niște dureri insuportabile. A fost la spitalul din Rădăuți, fiind din zona aceea, dar de acolo a fost trimisă la Iași, la spitalul Sfântul Spiridon. La Iași, diagnosticul a fost unul groaznic, înspăimântător, tumoare la cap. Datorită acestui diagnostic trebuia să meargă să facă o operație la București. Însă datorită situației ce se afla în familia acestei surori, chiar a zăbovit acasă. Între timp, soțul acesteia a plecat la Domnul. Văzându-se în starea în care se afla, s-a prins doar de Domnul. Cu toată ființa ei și-a spus, Doamne, facă-se voia Ta, pentru că Tu vezi că nu sunt mai bucuroasă să mă iei acasă. Doamne, facă-se voia Ta, că sunt mai bucuroasă să fiu acasă. Și la un moment dat, durerile acestea insuportabile au început să devină atât de stridente, încât cei din familie au spus, mamă dragă, trebuie să-i ducem la spital. Au mers după o trimitere la doctorul de familie și a doua zi dimineață trebuiau să meargă spre spital. Însă în seara aceea,
Dumnezeu a pus pe inimă unui grup de tineri, până în 20 de ani, împreună cu liderul lor, care avea chitară, să vină în vizită la această soră. Au venit și la un moment dat, cum au intrat în casă, tinerii butonau telefoanele, râdeau, socializau și la un moment dat vine șoapta diavolului la mintea ei, mărturisea această soră: uite cine te vizitează! Niște tineri nepăsători și tu ești în suferință. Dar imediat a mustrat acest gând care venea din partea celui rău. La un moment dat au început să laudă pe Dumnezeu prin cântare. Și nu după mult timp a răspuns și le-a spus tinerilor: știți ce vă rog? Eu sunt într-o situație de boală grea. Dacă în seara aceasta vreți să vedeți o minune a lui Dumnezeu, haideți să ne unim inimile și să credem că Iisus e prezent să-și facă lucrarea. Aceiași tineri care au intrat într-o stare de socializare s-au plecat pe genunchi într-un glas și într-o unitate perfectă și au început să strige: Aleluia, glorie ție, Doamne, atinge-te de sora Maria! Mărturisea această soră că n-a putut să se plece pe genunchi și cum stătea pe marginea patului cu ambele mâini, își ținea capul în mâini, la un moment dat a simțit cum un izvor a început să curgă peste capul ei, care a început să pătrundă și să curețe parcă tot ce este acolo și să curgă în toată ființa ei. Mărturisea sora aceasta, atât de puternică era senzația acestui izvoraș, încât la un moment dat m-am aplecat spre covor și am început să pipăi, să văd dacă covorul este ud. Din seara aceea, slăvit să fie Domnul, Domnul m-a vindecat. Mărturisea această soră, am mai avut răceală, am mai avut situații, dar durerea aceea de cap de până atunci n-am mai avut-o niciodată. Dumnezeul nostru domnește peste boală. Dumnezeul nostru domnește peste orice situație care pare imposibilă oamenilor, pentru că El controlează, dar Dumnezeu acționează atunci când găsește inimi deschise. Și când umblarea noastră de zi cu zi este după lucrurile de sus, îți dorești să ai astfel de experiențe cu Dumnezeu ale intervenției miraculoase a Lui în viața ta, în viața familiei tale, umblarea ta trebuie să fie coordonată către lucrurile de sus. Spunea psalmistul la un moment dat în psalmul 110 cu versetul 1 în felul următor: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii mei sub picioarele tale. Amin. Noi suntem înaintea unui Dumnezeu care șade la dreapta Tatălui, Domnul Iisus Hristos. El domnește, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 8, versetul 1, ne arată care este punctul central al învățăturilor pe care le auzim. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Și acest mare preot este Domnul Iisus Hristos. El dorește binele tău. El dorește coordonarea vieții tale către împărăția lui Dumnezeu, către ceruri. De aceea, fie ca niciodată să nu ne pierdem ținta, ci viața noastră să fie coordonată către Dumnezeu. Trebuie să ai o direcție a vieții tale. Și acea direcție trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ai o țintă. Și să nu pierzi din vedere această țintă, chiar dacă ți-ai stabilit-o poate cu un număr de ani înainte. Și această țintă este Domnul Iisus Hristos. Trebuie să stabilești prioritățile în viață. Și fie ca prioritățile noastre să fie Hristos și lucrurile de sus. Poate unii dintre noi
vor spune că lucrurile de sus vor privi la lucrurile care ne vor înconjura din punct de vedere material. Însă, când Evanghelia ne spune despre lucrurile de sus, lucrul cel mai însemnat și mai important este că acolo este Domnul Iisus Hristos. Pe El îl iubim. El ne-a salvat. El a răscumpărat sufletul nostru de la moarte și ne-a dat o viață nouă. El ne-a răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos și a dat o direcție nouă vieții noastre. Să umblăm după lucrurile de sus. Atunci viața noastră, de fapt, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și spunea un om al lui Dumnezeu în felul următor, credincioșii trebuie să fie atât de preocupați de lucrurile de sus, încât să facă mai mult bine din punct de vedere pământesc. Vrei să faci bine din punct de vedere pământesc? Mergi lângă cineva care este bolnav. Mergi la patul de suferință al celor care încearcă cu disperare să-și ducă mântuirea până la capăt în dependență de Iisus Hristos. Atunci când un credincios își are ascunsă viața împreună cu Hristos, cu Hristos în Dumnezeu, acea persoană gândește diferit. Gândește diferit de lumea în care trăiește. Versetul 2 din Coloseni, capitolul 3, ne spune astfel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Haideți să fim sinceri și să ne evaluăm. La ce te gândești mai mult? La cum să-ți desfășori munca de zi cu zi? La cum să-ți îndeplinești responsabilitățile de peste zi? Poate de multe ori mintea noastră devine preocupată atât de mult de lucrurile pe care le avem de făcut pe acest pământ și e bine să le facem ca înaintea lui Dumnezeu, încât să piardă din vedere lucrurile care sunt sus. Nu uitați că de fapt Iisus Hristos a făcut o transformare a minții noastre și a gândurilor noastre, așa încât gândurile noastre să fie supuse și în cadrul voii lui Dumnezeu. Gândurile noastre să caute voia lui Dumnezeu. Și o supunere manifestată în gândire se vede și în fapte. În interiorul nostru avem timp să medităm la lucrurile care sunt în ceruri și pe care Dumnezeu le are în vedere pentru viața de acum și de aici. În Romani, capitolul 12, versetul 2 spune așa, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată că Dumnezeu ne cere o înnoire a minții, o înnoire a gândirii care să fie în raport cu voia lui Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu uneori răspunsul lui în dreptul cererii și rugăciunii tale este nu, acceptă voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De ce să ne gândim la lucrurile de sus? Dumneavoastră ați călătorit și locuiți aici în Italia, deși sunteți cetățeni români. Însă, Scriptura ne arată că noi trebuie să ne gândim la cetățenia pe care o avem veșnic. Și în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, ne spune astfel, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Dacă așteptarea noastră este pentru Domnul Iisus Hristos, atunci gândurile noastre este spre locul unde este Domnul Iisus Hristos și unde ne-a pregătit un loc și unde ne oferă o cetățenie veșnică. A recunoaște
pe Iisus Hristos la nivel de gând. Aici Scriptura în Coloseni, capitolul 3, ne dă un secret. Versetul 15. Fiți recunoscători. Atunci când îți exprimi recunoștința, de fapt, arăți că gândirea ta este coordonată cu lucrurile de sus. Pentru că tot ceea ce se întâmplă bine și este o binecuvântare pentru viața ta are ca sursă cerul. Versetul 16 spune cu mulțumire. Versetul 17 spune și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Iată cum putem dovedi că ne gândim la lucrurile de sus. Prin recunoștința și starea de recunoștință pe care noi o exprimăm și o verbalizăm în rugăciunile noastre și prin viețile noastre în discuțiile pe care le avem cu cei din jur. Recunoștința îi definește pe copiii Domnului, biserica, ca un popor care aparține Domnului Iisus Hristos. Când te gândești la lucrurile de sus, pacea lui Hristos inundă întreaga ta ființă. Un rezultat al gândirii și al meditării la lucrurile de sus este că tu, de fapt, ai pace în inima ta. Se întâmplă astăzi ca tot mai mulți să se frământe în timpul nopților. Unii chiar dintre credincioși se plâng de insomnii, de frământări, de situații care nu le dau pace în timpul somnului de noapte. Dar acolo unde este o gândire duhovnicească la lucrurile de sus, este și un somn liniștit pe timp de noapte. Acolo unde este Domnul Iisus Hristos, este liniște și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Cum poate să locuiască cuvântul lui Dumnezeu? Ia-ți timp în fiecare zi să meditezi la cuvântul Domnului, să petreci timp gândindu-te la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos și la lucrarea pe care El o face în viața ta. Doamne, ajută-ne la aceasta. La un moment dat, povestea o soră că toate aceste mărturii au apărut într-o carte care se numește Ancorați în credință. Pentru că am zis să fie disponibile tuturor credincioșilor care îl caută pe Domnul. Spunea o soră că la cina Domnului, când era împreună cu biserica, i-a fost un cuvânt profetic printr-un vas de lucru care a spus: femeie, de data aceasta, atât îți spun, pregătește-te să te întâlnești cu Făcătorul tău. Amin. E taină. Mărturisea această soră că la despărțire, după terminarea programului, surorile au venit la ea și au început să o îmbrățișeze, crezând că va pleca acasă la Domnul. Unele dintre surori au venit și au început să-i spună: dragă soră, și să o mângâie și să o încurajeze. Dar această soră a spus doar atât: Doamne, dă-mi putere. Dă-mi putere că eu îmi dau seama, Iisuse, că ești așa de sfânt și eu sunt o femeie atât de păcătoasă. A stat înaintea Domnului și după un timp a văzut că a început să o doară picioarele. Nu după multe zile a ajuns într-o stare așa încât să nu se mai poată ridica din pat. Spunea la un moment dat: nici nu puteam, dacă mi-era frig, să trag o pătură pe mine sau să o dau jos de pe mine când îmi era cald. Fiind în această stare grea, am început să-mi ridic glasul către Domnul și să spun: Doamne, ce să fac? Iisuse, lucrează cum e voia ta, dar ajută-mă să fiu mulțumitoare și să nu murmur, să nu cârtesc. A venit la un moment dat, spunea ea, la un nepot la mine și m-a întrebat ce să-mi facă, cu ce să mă ajute. Au venit frații din conducerea bisericii, frații prezbiteri mi-au făcut ungerea, dar parcă zilele acelea nimic, tot mai bolnavă. Într-o zi, am stat înaintea Domnului și spre seară mi-a venit un gând. Eu nu m-am rugat îndeajuns.
Și a început să stea înaintea lui Dumnezeu și să stea de vorbă cu făcătorul ei. La un moment dat a obosit. Dar cineva în interiorul îi spunea, continuă să te rogi, roagă-te. Mărturisea această soră în felul următor, m-am plecat la pământ și am început să plâng, să mă rog, să vorbesc în alte limbi, să-L rog pe Iisus din toată inima, să-I cer ajutorul Lui. Și vă mărturisesc că atunci s-a coborât Iisus înaintea mea, m-am prăbușit înaintea Lui și în fiorul acelei puteri nu știam unde sunt, ce se întâmplă cu mine. Parcă printr-un izvor de cuvinte spuneam, ai milă, Iisuse, ai milă, Iisuse, atinge-te. Simțeam prezența lui Dumnezeu, mărturisea această soră. Eram numai eu cu El. Am mai stăruit în acea rugăciune și la acea rugăciune am simțit că vorbesc cu Domnul Iisus Hristos gură către gură. A fost rugăciunea vindecării mele și împlinirea profeției, pregătește-te să te întâlnești cu Făcătorul tău. Cu Făcătorul nostru ne vom întâlni într-o zi când pe norii cerului Domnul Iisus Hristos va reveni. Dar ca în ziua aceea să n-auzim, pleacă de la mine că nu te cunosc, trebuie să ne întâlnim cu Făcătorul nostru aici pe pământ. Cât de mult iubești întâlnirea cu El? Gândiți-vă la lucrurile de sus, înseamnă a acționa în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Poate aștepți ca Iisus Hristos să facă ceva extraordinar și miraculos în viața ta. Ai întâlnirea cu El într-un mod real și într-un mod permanent în viața ta? Doamne, ajută-ne să te căutăm pe tine. Meditează la Hristos. În aceste zile caută să te gândești mai mult la Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori ai ocazia, îngenunchează înaintea tronului de slavă și de glorie a celui care este Domn. Și pregătește-te să te întâlnești cu Domnul, atât în cadrul bisericii, dar și într-un mod personal cu El. În fiecare zi caută să te întâlnești cu El. Caută-L pe Domnul Iisus Hristos, El să fie Domn în mintea ta, în căutările tale, în viața ta și în interiorul tău. Asta o poți ști doar tu și Dumnezeu. Dacă ai viața ta ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, se vede. Pentru că un credincios se îmbracă diferit. Îmbrăcați-vă, este îndemnul Scripturii, cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Se predică deseori despre îmbrăcăminte, dar ne oprim doar la hainele și la înfățișarea exterioară. Da, hainele trebuie să aibă o anumită decență și hainele arată statutul nostru social, arată poziția socială pe care o avem și suntem reprezentanți ai cerului. Însă, o comunitate care este diferită, este îmbrăcată diferit în sensul că are o inimă plină de îndurare, de bunătate. Și dragostea domnește în acea inimă, binecuvântat să fie numele Lui. Ai o astfel de inimă? Pentru că credincioșii care se îmbracă cu astfel de inimă au un comportament plin de bunătate. Sunt aleși, sunt sfinții lui Iisus Hristos și arată lucrul acesta. Această metaforă a hainei, a îmbrăcăminții, arată în exterior ceva ce este în interiorul nostru. Arată în exterior ceea ce suntem noi în interior. Și Cuvântul Dumnezeu spune că și printre noi sunt unii plini de ură, de răzbunare, de invidie, caută să sfâșie, caută să dezbine, să aducă robie, să aducă întristare.
Inima ta însă trebuie să fie plină de îndurare, de bunătate, de smerenie și de îndelungă răbdare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Credincioșii trebuie să se îmbrace astfel încât să-L arate pe Iisus Hristos, că viața lor este în Iisus Hristos. Și roada Duhului este bucuria, pacea, dragostea, facerea de bine. Toate acestea arată ceea ce Duhul Sfânt lucrează în interiorul nostru, pentru ca să se vadă și să se reverse în exterior, prin caracterul nostru, prin interacțiunea noastră, și Dumnezeu să ne dea o inimă plină de compasiune. Pentru atunci când avem milă, bunătatea se manifestă și se vede relațiile cu cei din jurul nostru. O inimă plină de înțelegere, să căutăm să fim printre aceia care zidim și nu dărâmăm, printre aceia care mângâiem și nu judecăm, printre aceia care zâmbim și nu privim frații noștri cu încruntare și nepăsare, ci cu bucurie și împlinirea revederii. Să fim printre aceia care perseverăm și nu renunțăm, ci căutăm să ne ducem mântuirea până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Să alegi să apreciezi și nu să bârfești. Să apreciezi comportamentul și acțiunile fraților tăi și, dacă se poate, să încurajezi. O, ce frumos arată o viață de credincios! O inimă plină de bunătate, de îndurare. E diferit, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și în Dumnezeu e sfințenie, în Dumnezeu e curăție, în Dumnezeu sunt doar gânduri, intenții curate și vorbe sfinte. Dumnezeu să ne facă așa încât să avem o inimă care dăruiește și nu o inimă lacomă, o inimă care vindecă prin cuvinte, prin atitudini, prin rugăciune și nu care rănește. O inimă care alege să se roage atunci când ajunge în situații disperate și nu să dispere. Doamne, ajută-ne în toate acestea! Privesc la un moment dat la unul dintre oamenii lui Dumnezeu care avea toate motivele să se răzbune și putea să acționeze conform legii din Vechiul Testament, cu răzbunare, cu dreptate. Ocupa și o poziție înaltă în societate. David, care la un moment dat, când Dumnezeu îi schimbă inima pentru că avea ungerea lui Dumnezeu, spune, imediat după ce și-a luat tronul în atribuții, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i facă bine din pricina lui Ionatan? Împăratul a zis, versetul 3 din 2 Samuel, capitolul 9, nu mai este nimeni din casa lui Saul care să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, se spunea la timpul de rugăciune. Nu putem să fim buni prin noi înșine, prin caracterul și natura noastră proprie, pentru că este decăzută, pentru că este afectată de păcat, pentru că în natura noastră prima intenție este să ne răzbunăm, să acționăm cu dreptate, dar să acționăm cu caracterul Domnului Iisus Hristos, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă acționăm în bunătate, nu este datorită nouă, ci lui Hristos. Dacă acționăm cu dragoste, nu este datorită faptului că ești special, ci că Hristos este în tine și viața noastră este ascunsă în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu. Și un ultim aspect pe care vreau să ne oprim și să îl privim. Atunci când un credincios are viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, relaționează diferit decât lumea în care se află. Și îndemnurile pe care le găsim pe paginile Scripturii sunt acestea:
Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă ești într-o situație în care cineva are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Acestea sunt regulile de relaționare în Biserica Domnului Iisus Hristos. Un credincios care se laudă că viața lui este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu are o astfel de relaționare. Mai întâi, în Biserica Domnului Iisus Hristos se cere îngăduință, mai ales în acea sferă a opiniilor și părerilor diferite. Nu gândim la fel și nici Dumnezeu nu ne cere să avem o uniformitate în gândire, mai ales în privința încredințărilor. Singura soluție în relaționare este îngăduiți-vă unii pe alții. Ai o perspectivă diferită față de a fratelui tău, nu înseamnă a îngădui păcatul, unde Biblia, bineînțeles, spune că acel lucru este păcătos. Avem datoria de a îndrepta, de a mustra, însă îngăduiți-vă unii pe alții. Ce frumos este această îngăduință creștină! Și ca în orice comunitate de credincioși, este imposibil să nu apară situații în care să ne iertăm. Iertați-vă unul pe altul. Iar iertarea trebuie să fie la standardul pe care l-a realizat Hristos, așa cum v-a iertat Hristos. Ai acceptat și simți harul lui Dumnezeu revărsat prin iertarea păcatelor, pentru că vina păcatelor tale a atârnat într-un mod cât se poate de greu asupra lui Hristos. Atunci când ești recunoscător pentru iertarea care ți-a oferit-o Domnul, răspunzi la harul divin prin iertarea care o acorzi celor din jurul tău. O iertare asemănătoare cu cea pe care ți-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Și asta înseamnă, de fapt, o recunoaștere a lucrării pe care Domnul Iisus Hristos o face în viața ta. Cei care nu sunt dispuși să ierte pe cei care au păcătuit împotriva lor, de fapt resping harul lui Dumnezeu care le-a fost acordat prin moartea Domnului Iisus Hristos. Resping, de fapt, toată lucrarea de mântuire pe care Hristos a făcut-o în viața ta proprie. Când acorzi iertare, iertarea este un semn esențial că tu ai fost iertat, că tu ai fost restaurat, că tu ai început o viață nouă și că nu mai trăiești conform standardelor lumii acesteia, ci trăiești conform standardelor împărăției lui Dumnezeu. Citeam la un moment dat despre Terry Roberts, o mamă a unui băiat care, într-un mod inexplicabil, acest băiat a dat năvală într-o școală de amiși unde învățau doar fete și a început să tragă cu armă, ucigând la întâmplare eleve din acele școli. 5 dintre ele au murit și apoi s-a sinucis. Mărturisea această mamă că cu îngrozire și frământare stătea seara și la un moment dat a văzut pe geam cum cei din comunitatea Amish veneau spre casa ei. Spunea, mă uitam în ochii lor și nu vedeam decât lacrimi. Erau părinții fetelor cărora băiatul meu le-a luat viața. Dar în ochii lor citeam iertare. Nu mi-am putut explica cum, chiar în seara tragediei, acești credincioși din comunitatea Amish au bătut la ușa casei mele să-mi spună că primesc iertarea completă pentru faptele fiului meu și că nu doresc despăgubiri, nu doresc răzbunare, nu doresc sancțiuni, ci oferă iertare completă. Pentru că iertarea nu este un sentiment,
Pentru că iertarea nu ține de emoții, ci iertarea este o decizie care ține de voința ta. Recunoști că Hristos te-a iertat, decizi să ierți. Recunoști că iertarea Domnului Iisus Hristos pentru tine înseamnă viață? Viață veșnică? Atunci vei acorda iertare. Doamne, ajută-ne să avem această stare și această atitudine de iertare. Nu ignorarea situației este soluția, nu uitarea unei situații care te-a rănit, ci rezolvarea acesteia și înfruntarea oricărei situații cu responsabilitatea iertării. De multe ori când suntem răniți, supărați în interiorul nostru, încercăm să facem orice numai să uităm. Încercăm să evităm persoanele cu care am avut o situație care necesită împăcare și iertare. Dar spitalele au devenit pline de oameni care sunt bolnavi pentru că n-au acordat iertare și pentru că mâhnirea a cuprins inima lor și întreaga stare sufletească a ființei lor. Nu uitați! Poate uneori să ai și te rogi pentru vindecare, dar s-ar putea ca vindecarea să fie împiedicată de neiertarea din inimii tale, din inima ta. Acea stare de neiertare, de mâhnire, de tulburare asupra unei persoane sau asupra unui caz din biserică care te-a întristat peste măsură de mult. Fiecare relațiile noastre să capete viață prin iertarea pe care Hristos dorește să o facem unii față de alții. Și cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: nu vă mințiți unii pe alții. Oare poate exista în relaționarea noastră această formă de fățărnicie care ar putea să fie o minciună pentru aproapele meu? Totdeauna relațiile unei biserici sunt caracterizate de iertare și de sinceritate. Și să nu uităm, pentru că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, suntem obligați să avem o astfel de relaționare cu cei din jurul nostru. Nu vă mințiți unii pe alții. De multe ori când fratele de lângă tine te întreabă: cum ești? Și tu spui bine și n-ai încrederea să-ți verși inima și să spui: am nevoie de rugăciune, uite, susține-mă rugăciunea aceasta. Nu vă mințiți unii pe alții. Vorbește, împărtășește, pentru că părtășia bisericii trebuie să fie un cadru al ridicării, al restabilirii relațiilor, al restaurării relațiilor, a unui sprijin reciproc, pentru că în înaintarea noastră și umblarea către cele cerești nu vom reuși să ajungem de unii singuri. Este o alergare care se întâmplă în echipă, împreună cu toții, odată cu Biserica lui Iisus Hristos. De aceea cadrul relațional depinde și de mântuirea noastră personală. Și mântuirea noastră personală depinde de modul în care interacționăm cu cei din jurul nostru. Doamne, fă ca în biserica ta să fie relații de pace, de bucurie, de înțelegere, așa încât numele Tău să fie proslăvit. Acum viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, dar va veni ziua când ne vom arăta cu El în glorie, pentru că apogeul domniei Domnului Iisus Hristos este în viitor, când toți credincioșii se vor întâlni cu Iisus Hristos glorificați în slavă. Versetul 4 spune: când se va arăta Hristos. Cine e Hristos? Viața voastră. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Să ne arătăm cu Tine în slavă, în măreție, în glorie. Da, Iisus Hristos este dovada învierii celor care au murit în Domnul Iisus Hristos. Și cu ei ne vom întâlni în slavă, în glorie. Și Iisus Hristos a fost glorificat după înviere din morți,
în mijlocul ucenicilor, se desprinde de pământ și pășește, se înalță spre ceruri în glorie. La fel precum Mântuitorul nostru, într-o zi și noi ne vom arăta cu El în slavă. Scopul final al identificării noastre cu Hristos, al ascunderii vieții noastre cu Hristos în Dumnezeu, este să ne arătăm cu El în glorie. Chiar dacă viața noastră cu Hristos pare o nebunie pentru lumea aceasta, viața noastră cu Hristos în Dumnezeu se va vedea în glorie când El se va arăta în slavă, binecuvântat să fie numele Lui. Această manifestare în glorie arată prezentul nostru. Da, împărăția lui Dumnezeu a venit într-un mod ascuns, invizibil. Ne bucurăm în Duhul Sfânt. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este pace, este bucurie, este neprihănire în Duhul Sfânt. Da, astăzi viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu pentru că eu trăiesc pentru Dumnezeu. Și pentru că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Căutările mele sunt diferite decât ale lumii acesteia. Umblu după lucrurile de sus. Pentru că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândirea mea este diferită de lumea aceasta. Mă gândesc mai mult la lucrurile de sus. Și tot ce fac este în perspectiva cerului. Munca mea o desfășor ca înaintea Domnului, gândindu-mă la lucrurile de sus. Viața mea, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, înseamnă o îmbrăcăminte diferită. Inima mea este îmbrăcată cu bunătate, cu îndelungă răbdare, cu smerenie, cu dragoste. Și toate calitățile și virtuțile și valorile care sunt în această carte devin partea caracterului meu, îmbrăcându-mi inima cu caracterul Domnului Iisus Hristos, cu chipul Său. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și se vede aceasta în relaționarea în cadrul bisericii, îngăduindu-ne unii pe alții, iertându-ne unii pe alții, neacceptând să ne mințim unii pe alții, ci sprijinindu-ne unii pe alții, fiind alături unii de alții. Aceasta este viața cu Hristos aici, într-un mod ascuns, într-un mod invizibil, dar vom avea parte de o astfel de viață în bucurie, în slavă, pentru totdeauna, în veci, în slavă, în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.